Deci nu mergi foarte tare. Nu. Deja cred că se vede foarte clar ce avem aici. Și asta e prima oară când prind o sportivă de 1000 pe poiană. O să fie foarte interesantă ziua de azi, pentru că avem aici un ZX10R 2010 cu 200 de cai la 190 de kilograme. Wow, e motorul Ionuț, un amic care a venit cu el tocmai de la Caransebeș, de la Timișoara, de la distanță mare. Mă bucur că m-am întâlnit cu el și mă bucur că am ocazia să mă dau o așa bestie. Acum vreau să cobor un pic, să încălzim gumele. Avem o pereche de Michelin Power RS pe motor. El a zis că motorul e calm până la 6000 de ture, de la 6000 a zis că e bestie. Acum, cred că și înțeleg de ce, pentru că de acolo începe o zonă verde care pare să fie foarte interesantă. Mai avem în spate pe un băiat cu un horn de 600, sper să nu-l pierd pe drum, dar vreau să mă bucur un pic de bestia asta, să văd ce poate cu adevărat o super sportivă. Avem flow-ul ăsta care se potrivește de minune cu verdele de la Kawasaki. S-ar putea să dăm un pic cu genunchiul pe jos astăzi. Asfaltul e destul de încins, dar Brașov sunt undeva la 30 de grade. De o vreme minunată de ieșit cu motorul. Cât de ciudată e senzația asta și de când n-am mai simțit-o. Să mă las una cu motorul, să fiu eu acolo, doar eu și el. Pe Hornet fiind mai distanțat un pic și mai ridicat, e totul mult mai diferit. Ba, și ce frâne bune are. Până într-a doua, să avem un pic mai multă frână de motor. Ajungem aici într-a treia. Mamă, cât de stabilă e. Mamă, cât de bine se lasă nebuna. Hai să-l așteptăm și pe băiatul cu hornetul din spate. Wow, mamă, cât de faină e senzația asta. Am și uitat cum e să te dai pe o super sportivă. Și n-am mai făcut-o de ceva timp. Și o super sportivă adevărată, nu un 1.25. Bine, o să dau pentru că vreau să depășesc autobuzul afară. Ce mi se pare ciudat, o ușoară bătaie în momentul în care trag frâna de față. S-ar putea să fie discurile sau ceva. Foarte ușoară bătaia, nu e nimic de speriat, dar e ceva ce se simte. Și asta doar în momentul în care mă ating un pic de frână, parcă dacă trag mai tare nu se mai simte așa. Să nu vorbesc prostii, s-ar putea să fie și alt tip de disc, cele care au un pic de joc acolo. Dă și rateuri. E bine că avem și recorderul să auzim totul mult mai bine. Avem un Akrapovic. Mamă, și cum se aude, abia aștept să duc acolo la 9, 10, 12.000. Dar pe oricare, asta nu la coborâre. Acum abia aștept să trecem de autobuzul ăsta, să putem să ne bucurăm și noi de drum. Bordul, unul simplu. E bine că avem un gear indicator, kilometraj, gear indicator, ceasul, la fel. Controlele, fază lungă, fază scurtă, claxon, semnalizări aici, picior pe curba asta de dreapta. Kill switch, ce e asta? Start. Stop. Nu știu ce face butonul ăla, dar prefer să fiu atent la drum. Și un buton de lap aici, ceea ce e interesant. N-am mai avut până acum pe vreo motocicletă testată buton de lap. Asta e pentru circuit și în momentul în care treci turul, resetezi cronometru să vezi ce timp scoți. Jucă ușa de cur un pic. Ușor cu gazul la ieșirea din viraj. Băi! Mamă, ușor cu voblajul ăla nebună. Deși are un amortizor anti-voblaj, am văzut că acolo a fost un pic mai răvașă. Mergem până într-a întâia aici, pentru că am văzut că avem două mașini în față. Dacă e liber, le și depășim. Vreau să avem ieșire bună din viraj. Pe jos, ridicăm pentru că e autobuzul și mașina care taie curba. Și ușor pe frâne. Mamă, cât de bine se înfige în drum. Mamă, și nu simți cum crește viteza. Pur și simplu simți că ești tu acolo, tu și ea. Și ce accelerație ușoară are. Mă sperie un pic, îmi crește pulsul. Chiar mi-a crescut mult pulsul. Cât de liniară e acolo jos și cât de bine iese. Nimic să zici că e foarte brutal. Nimic să zici că e ieși din comun, să zici că bă, o să-mi fugă spatele. Bine, nici n-am dus-o în ture mari, dar acolo sub 6000, unde am ținut-o până acum, foarte interesant. Până într-a întâia. Nu știu dacă e cea mai bună idee, pentru că vreau să fac depășirea asta. Da, clar, clar.
clar îmi lipsea așa ceva. O doză din asta de adrenalină. Mai bine că acum coborâm, se încălzesc foarte bine gumele. Ciudată senzația aia și vibrația aia pe frâne, dar din nou nu se simte foarte tare, doar ciudat sentimentul. Uau, și ce frâne bune are. Hai că vine și băiatul cu hornetul, sau nu e băiatul cu hornetul? Nu e băiatul cu hornetul, e al băiatul. De băiatul cu hornetul cred că l-am lăsat un pic mai în urmă. Și cât de frumos se aud rateurile alea. E un Akrapovic original, deci nu fake Akrapovic. Și se aude asta. Toate astea cred că are DB killer-ul și nu e foarte zgomotoasă, dar e plăcută, foarte plăcută la ureche. O să întoarcem aici, nume, mers până la giratorul și o să facem stânga. Ah, unghiul ăsta mic de bracare. Chinul meu. Și acum începe distracția. De bun? Mamă, cât de bine s-a ridicat. Și n-am făcut asta intenționat. Deci n-am de ce să-ți schimb mai mult de 3 viteze pe poiană. O să schimb doar să nu fie foarte turată. Ușor. Foarte periculoase autobuzele astea, mare grijă, mare grijă mereu cum vă dați pe curbe. Avem de făcut o repășire, e liber? Nu e liber, dar după autobuzul ăsta e liber. Ușor. Bine, discontinu, full gaz. N-am putut să stau full gaz. Ok. Mă sperie motorul ăsta, mă sperie cei 200 de cai. Mă sperie că nu pot să stau full gaz și nu pot să duc acolo la 10-12 mii de ture de unde trage ea foarte bine. Incredibil cât de bine se ține. Hai să mergem până într-a doua totuși. Mi-e frică să stau cu o întâia pe viraje, pentru că s-ar putea să fugă de spate. O să mor pe hornetul meu și nu o să fiu în stare să iau curbele. Băi, ce frâne are. Nu, se simte clar diferența de la o super sportivă de 600 la una de 1000. Și în virajul nostru preferat, scoatem genunchiul, scoatem un picurul. Genunchi pe jos. Nici nu m-am chinuit să fac asta. Într-a doua și din nou genunchiul scos. Da, n-am mai făcut asta pe stradă de ceva timp. Cu plechii și cu fugerii, că era mult mai dificil de făcut. Așa fiind o sportivă, poziția îți permite. Băi, cât de bine să ține viraj și închide virajul cum vreau eu. Nu știu dacă e pentru mine o astfel de bestie. Chiar nu știu dacă e pentru mine o astfel de bestie. O să ne oprim imediat aici într-o curbă să vă arăt un pic motocicleta asta absolut incredibilă. Scoatem pe liber, nici nu oprim. Punem aici pe cric. Cricul destul de subțire, specific unei sportive. Asta e bestia. Uitați-vă la ea cât de bine arată, cât de bine arată botul ăsta și cât de bede spare. E unul din puținele modele de la Ninja care îmi plac. Nu știu de ce, pur și simplu nu am fost fan Kawasaki Ninja. Cel din 2005 mi-a plăcut un pic, însă după mi-a rămas destul de dezamăgit de designul lor. Însă ăsta, uitați-vă la el, uitați-vă la el cât de mare e gura asta de aer. Uitați-vă ce radiator mare are. Gumele, cum a zis, Michelin Power RS, super bune. Carenele, designul, liniile, monopostul ăsta. Nu, deci clar nu ai ce zice. Akrapovic ăsta care se aude super bine. E unul din modelele de sportive care
care chiar îmi plac. Care chiar arată foarte, foarte, foarte badass. Și mi se pare că monopostul ăsta arată foarte bine. Are un plus de stil, arată mai de circuit, mai de piste și într-adevăr, pentru asta e și făcut. Dar a zis că nu vrea să ia pasageri, așa că scapă foarte ușor cu scuza asta că nu am unde să te iau. Ceea ce e o idee foarte bună, semnalizările în oglinzi integrate. Ia să vedem dacă se și văd. Culmea, chiar da, 4 becuri pe o parte, 4 pe alta. El a zis că a schimbat parabrizul. Cred că e mai ridicat asta decât cel original și cred că e mai bine un pic la drum lung. Bascula asta imensă, imensă, foarte mare. Pinionul pe spate destul de mic pentru a avea un plus de viteză. Nu cred că are nevoie de unul mai mare pentru că oricum e foarte brutal și accelerează foarte bine. Două discuri pe față, unul singur pe spate. Frânele absolut brutale. Și avem și scărițele de pasager în caz că vrea cineva să se urce pe monopostul ăla. Noi o să luăm, să scoatem pe pietrișul ăsta pentru că aici s-ar putea să alunecăm și nu vrem să trântim o așa bijuterie. Și mi se pare ciudat, e ambreiajul care prinde foarte sus, bine, așa e setat de Ionuț, și accelerația care e foarte lină. Adică s-ar putea chiar să scapi mâna în gaz cu motorul ăsta și să te duci tare într-un gard, să nu poți să fii stare să-i dai drumul. Ușor aici cu frână de motor, 2, hai până într-o anteia. Ce bine schimbul și într-o anteia nici măcar nu simți cum treci peste neutru. Și aici o să încercăm să ținem un pic full gaz, dar nu promit. Am putut să mă țin de cuvânt. Mamă, cât de brutală e. Cu toate că are antivoblajul ăsta, mi-a intrat un pic în voblaj, totuși sunt absolut sigur că fără ar fi mult mai greu de stăpânit. E o bestie, o bestie de 200 de cai putere, care are mai puțin de 200 de kilograme. Deci raportul de cai pe greutate e mai mare de 1. Aia înseamnă mai mult de un cal putere la 1 kilogram. Ceea ce e extrem de mult. Și după așa o zi nu cred că se poate ceva mai bun decât să mă duc acasă acum și să mă uit la MotoGP și să stau relaxat în pat. Bine, trebuie să-mi iau hornetul meu și să merg cu el până acasă, dar asta e partea a doua, o să fie foarte puturos, o să mi se pară cel puțin foarte puturos. Ne-am ajuns în Poiană, ăsta e videoclipul de azi și încă o dată mulțumesc Ionuț pentru plimbarea asta. Absolut. Mamă.